Sfântul Părinte Papa Francesc, în ziua de 21 noiembrie 2019, l-a numit Arhiepiscop Mitropolit de București pe excelența sa, Monseniorul Aurel Percă, până acum Episcop Auxiliar de Iași. Totodată, Sfântul Părinte a acceptat cererea de retragere a Arhiepiscopului Ioan Robu, care conduce Arhidieceza de București din anul 1983, și a ajuns acum în anul 2019 la limita de vârstă de 75 de ani indicată de dreptul bisericesc. Data lor în posesie canonică a Arhidiecezei de București de către monseniorul Aurel Percă a fost stabilită pentru sâmbătă 11 ianuarie 2020 în cadrul unei sfinte liturghii în Catedrala Sfântul Iosef din București. Monseniorul Percă va fi astfel al optulea arhiepiscop al Arhidiecezei Romano-Catolice de București, înființată canonic în anul 1883. Simați ascultători, am profitat în aceste zile de încă prezența la Iași, a înaltului prelat, pentru a-i solicita un interviu cum credem că era și firesc, plecând de la îndelunga și fructuoasă colaborare dintre dieceza romano-catolică și postul de Radio Iași. Prea Sfinția voastră, numirea episcopului Aurel Percă în această înaltă slujire de către Papa Francisc a umplut inimile de bucurie ale credincioșilor romano-catolici, dar și ale multor altor locuitori din județele Moldovei, pentru că, iată, un fiu al acestor meleaguri a fost ales, prin harul lui Dumnezeu, să îndeplinească o asemenea misiune. Vă întreb acum, la început, cum ați primit această veste, și ce înseamnă pentru Excelența voastră numirea pe care ați primit-o de la Vatican în ziua de 21 noiembrie. Această veste, sigur că a venit pe neașteptate. Ținând cont că eu fiind aici la Iași de atâta timp, mă gândeam să continui activitatea mea pastorală ca episcop auxiliar sau într-o muncă pe care o fixa noul nostru episcop, preascensitul Iosif. Dar, cum se vede, Domnul lucrează și are planurile sale. De aceea, când am primit vestea ca orice veste deosebită, a fost de uimire, dar în același timp și de bucurie, pentru că mă gândeam la un alt lucru și anume că odată aici la Iași a venit un episcop de la București, este vorba de episcopul martir, fericitul Anton Durkovici, a venit ca să slujească acest popor de pe meleagurile moldovene, iar acum Dumnezeu a rânduit ca un ieșan să meargă la București. Nu în sensul că arhidieceza de București a duce lipsă de preoți, dar probabil pentru a completa această lucrare și a împărtăși experiența pastorală specifică Moldovei. Este acesta și un mare merit, credem noi, al celor care fac aici lucrarea Domnului în Dieceza Romano-Catolică de Iași. În primul rând, trebuie să amintesc de preasfințitul Petru Ghergel, pentru că în preajma lui ați lucrat, ați înfăptuit aici multe lucruri deosebite. Aș vrea să facem acum un salt în timp. Ne întoarcem acasă la dumneavoastră, la Săbăoani, în județul Neamț, comună unde a văzut lumina zilei la 15 august 1951. Ce factori, ce îndemnuri au determinat atunci plecarea copilului Aurel spre seminarul catolic, pentru ca mai apoi să parcurgă toate treptele preoțești și să ajungă chiar episcop și acum arhiepiscop. De unde va venit această dorință de a fi preot? Totdeauna este un mister, o taină atunci când cineva se simte atras la Sfânta Preoție și faptul că din familie, neavând pe nimeni priot până în acel moment, era această întrebare de unde atâta bucurie și răsplată pentru familia mea să aibă un tânăr să devină preot. Însă, totdeauna reflexia se face ulterior pentru că Domnul cheamă, Domnul dă acest impuls și sărește în inima unui copil, apoi unui tânăr, dorință de a merge la preoție. De-a lungul timpului, <gânt> în cei 40 de ani de când ați fost sfințit preot, a fost numit în mai multe funcții. Unile foarte importante în dieceza de Iași, în mod deosebit. Și să notăm în mai multe perioade, în timpul comunismului, când nu a fost chiar Atât de ușor, apoi în perioada postcomunistă, în perioada democratică. Citim în biografia dumneavoastră că ați fost și cancelar, profesor, rector al seminarului din Iași, vicar general, iar în ultimii 20 de ani a fost episcop auxiliar. Care credeți că a fost perioada cea mai intensă, poate cea mai fertilă din viața dumneavoastră? Cum ați reușit să faceți față acestor provocări? Și aș mai adăuga aici, o altă întrebare. Care vă sunt cele mai mari realizări, rezultate și bucurii din timpul acesta de 40 de ani de preoție? Sigur că sunt multe momente și dacă ar trebui să facem o ierarhie a realizărilor sau a momentelor mai importante, sigur că mă refer la ultimii 20 de ani de când activez ca episcop auxiliar, pentru că în această misiune s-au suprapus și alte activități pe care le făceam înainte. Respectiv, au rămas vicar general, deci o coordonare a tuturor activităților administrative și pastorale în cadrul deceziei. De am rămas mai departe și cadrul didactic pentru că am continuat să predau la seminarul teologic, dar am rămas și preot în sensul că am mers în parohii pentru a vizita preoții, a vizita comunitățile. Activitatea cea mai intensă, așadar, și cea mai frumoasă, rodnică, este într-adevăr, perioada de 20 de ani de episcopat. Dar dacă ar trebui să mă refer la perioadele anterioare, sigur că a fost prima bucurie atunci când, după visul de a fi preot, îți vezi visul împlinit să fii preot în mijlocul poporului lui Dumnezeu și am fost un an jumătate vicar parohial la Bacău o parohie mare, pe vremea aceea, singura parohie în Bacău, cu multe solicitări pastorale și bucurii în același timp. Apoi am avut fericirea să pot urma și studii de specializare la Roma, iar și o altă perioadă în care am cunoscut Biserica Universală Catolică. Cum v-au folosit acele contacte, acele studii la Roma pentru drumul dumneavoastră pastoral mai târziu? Sigur, deschiderea în primul loc pentru științele teologice, dar mai ales știindu-mă aproape de Sfântul Părinte Papa. Totdeauna cei care ajung la Roma doresc să-l vadă și pe Papa, dar faptul că eram în cetatea eternă, locul sau orașul unde uh, locuiește și Papa, era un stimulant în plus pentru a mă pregăti bine, pentru că la vremea aceea toți așteptau ca întorcându-mă să aduc un bagaj de cunoștințe noi, o experiență pastorală nouă. Dar mai ales acest suflu al circuitului vital al bisericii, care în acei ani era destul de limitat din cauza regimului comunist. Prea puțin circulau, ieșau în afara granițelor țării, de aceea am spus că a fost și o binecuvântare pentru mine de a avea această posibilitate pentru perfecționarea teologică. Și apoi, sigur, că au urmat acești ani, imediat mai mult. Fiind coptat de preasensitul episcop Petru Ghegel, pe atunci era doar ordinarius, adică administrator apostolic al Diecezei, ca să-l ajut în munca de cancelarie, de însoțire pastorală, în diferite activități în parohii, pentru ca ulterior să vină aceste munci mai grele, dar și frumoase. Misiunea de rector, profesor și apoi de vicar general. În anul 1999, Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, va a anumit episcop atunci auxiliar de Iași. Sunt 20 de ani de atunci, de multe ori v-am observat pe dumneavoastră ca o prezență discretă alături de preasfințitul Petru Gherghel. Vreme îndelungată și până nu demult episcopul diecezei romano-catolice de Iași. Era și normal să fie o prezență discretă pentru că misiunea mea era acea doar din umbră să ofer ajutorul competența și pregătirea pe care o aveam în domeniul teologic și pastoral. Aș vrea să adaug aici Preasfințitul Petru Gergel, episcop emerit acum de Iași, cum a salutat numirea dumneavoastră ca arhiepiscop de București. Pentru nenumărate motive, spune dumnealui, trebuie să îndreptăm spre Dumnezeu un imn de laudă și de preamărire că și-a îndreptat privirea spre noi, cei din dieceza de Iași, și-a ales prin vocea Sfântului Părinte Papa Francesc un fiu al acestei binecuvântate biserici locale a Moldovei pentru o asemenea misiune de păstor, arhiepiscop, mitropolit pentru poporul credincios din tot cuprinsul Arhidiecezei Romano-Catolice de București. Am încheiat citatul. Iată, prețuiește foarte mult. Sigur că eu mă consider un discipol al preasfințitului Petru Gergel și ca orice maestru se bucură atunci când discipolul ajunge undeva mai departe. Este practic o răsplată pentru încrederea pe care mi-a acordat-o și desigur că satisfacția și bucuria a fost mare pentru că această activitate pe care am desfășurat-o înseamnă că a fost prețuită de preasfințitul și vedea într-adevăr în această numire o răsplată sau o recunoștință pentru tot efortul făcut pe parcursul anilor. Aș vrea să vă întreb foarte pe scurt și poate pentru a reaminti ascultătorilor noștri care nu sunt atât de familiarizați, care este rolul unui episcop într-o comunitate? Episcopul, sigur că are mai multe misiuni, dacă mergem pe linia credinței, trebuie să vedem un episcop în urmaș al apostolilor. Așa cum apostolii au fost trimiși să vestească Evanghelia, la fel episcopul are această misiune de evangelizare și o face, sigur, mergând în parohii, cu predici, cu cateheză, cu prezență și îndemnuri adresate diferitelor categorii de credincioși. Dar în același timp, dacă ne luăm după etimologia cuvântului din limba greacă, episcopos înseamnă supraveghetor, nu în sensul unui, unuia care urmărește, dar unul care are grijă de bunul mers al acestei porțiuni a poporului lui Dumnezeu, adică dieceza sau episcopia, ca toți să, fie, să aibă parte de preoți buni, să aibă parte de slujbe, să se bucure toți de anumite momente deosebite care se corelează și cu Biserica Universală. Și în al treilea rând, episcopul este într-o dieceză factor de unitate. El este cel care numește preoții, numește diferitele misiuni în cadrul dieceziei și prin urmare există așa zisul prezbiteriu sau preoția care îl înconjoară pe episcop împreună cu episcopul și cu episcopul lucrează pentru binele poporului lui Dumnezeu și ar trebui să adaug poate un citat frumos, l-am repetat de mai multe ori în aceste zile Sfântul Augustin spunea că atunci când s-a adresat credincioșilor pentru voi sunt episcop împreună cu voi sunt creștin deci episcopul sigur are o misiune înaltă dar în același timp este unul din popor luat din popor pentru a sluji poporului lui Dumnezeu am e, amintit e, Sfinția voastră, înaltpre Sfinția voastră pot să vă spun de acum, deja despre buna și rodnica colaborare e, dintre postul de radio Iași și Episcopia Romano-Catolică. Aș vrea să-mi amintesc din anii e, de acum, sunt e, trei decenii, că Episcopia Romano-Catolică de Iași a fost prima care a ajutat, a întins o mână frățească de ajutor postului de radio Iași în acele zile când ne am reluat emisiunile în 22 decembrie 1989 după 5 ani de întrerupere. A fost acela un timp foarte frământat ca să mă exprim așa mai plastic și profit de ocazia asta să vă întreb cum apreciați colaborarea cu radioul public în general, cu media românească în acest timp și poate, de ce nu, aveți și unele îndemnuri sau chiar mențiuni critice de consemnat. E, sigur că de radio Iași mă leagă multe lucruri și îmi amintesc că în copilărie, având radio, ascultam desior Radio Iași erau emisiunile interesante, dar simțeam așa parcă un radio care vorbește sufletului. Iar când am aflat că s-a închis radio și eram în acea perioadă plecat la Roma pentru studii, într-un fel m-am întristat, pentru că nu mai era acea voce pe care caldă, pe care o ascultam totdeauna deschizând radioul. Însă, în 22 decembrie 1989, mi-amintesc bine de acele zile, pentru că eram proaspăt rector la seminar și preasfințitul Petru Gerger locuia la seminar, cum am stabilit primele contacte, cum am participat la diferite întruniri pentru a putea pune în mișcare diferite emisiuni, pentru că era o sărăcie în ceea ce privește aspectul spiritual-cultural și știu că au fost atunci și multe contacte, ulterior s-au adăugat și alți părinți profesori care au contribuit foarte mult uh, prin uh, participarea lor la diferitele emisiuni pentru îmbogățirea spectrului uh, emisiunilor de la Radio Iași. Și ascult și actualmente cu multă plăcere Radio Iași, aș putea spune că de când avem și un spațiu acordat pentru Sfânta Liturghie, cred că bucuria este și mai mare, pentru că mulți credincioși care apreciază foarte mult transmisiunea acestei Sfinte Liturghii văd în, în aceasta o colaborare cu biserica. Fiind numit arhiepiscop mitropolit, veți ajunge într-o arhiepiscopie și nu oriunde, la București, în capitala României. Vă întreb acum ce diferență există între o episcopie și o arhiepiscopie, și vă mai întreb ceva, poate unii dintre ascultătorii noștri nu sunt încă familiarizați. Vă veți afla în fruntea celei mai importante, mare entități din România, ale Bisericii Romano-Catolice. Ce misiune de slujire veți avea? Cuvântul dumneavoastră va avea greutate în fața celorlalte episcopii din țară, știind că de veacuri, o îndoială statuată spune că acestea depind și sunt fiecare coordonate de Vatican. Sigur că atunci când vorbim de episcopie ne gândim doar la un teritoriu unde episcopul este capul bisericii locale sau al diecezei. Când este vorba de o arhipiscopie, conform normelor canonice ale Bisericii Catolice, aceasta înseamnă că în subordinea acelei episcopii se află și alte unități teritoriale, dieceze. Dar mai mult onorific, pentru că, de fapt, un arhipiscop care are așa zisele dieceze sufragane, care să fac parte din unitatea arhipiscopiei, nu are numai decât o influență decisivă sau legislativă. Este mai mult onorifică, dar împreună se lucrează pentru același scop. Există o unitate, sigur, în cadrul unei națiuni, de exemplu, de de București, are ca decezi sufragane Iașul, Timișoara, Oradea, Satu Mare. Alba Iulia este o repiscopie cu titlu ad personam, deci nu depinde de București. Dar totdeauna Arhidieceza de București și Arhiepiscopul de București a fost totdeauna văzut ca un factor de unitate între toate diecezile și un purtător de cuvânt al tuturor aspectelor și problemelor bisericești din toată țara. Toți privesc la București, așa cum este și cazul pentru Biserica Ortodoxă, unde este preverigitul Daniel, fiind capul Bisericii Ortodoxe. Toți privesc și spre București, deși în orânduirea noastră bisericească avem conferința episcopilor din România. Iată că ne-am apropiat de finalul acestui interviu cu dumneavoastră, Monsenior Aurel Percă. La 11 ianuarie 2020 veți fi instalat la București ca noul arhiereu al acelei biserici. Cu ce gânduri porniți spre noua misiune încredințată de arhiepiscop mitropolit de București? Pornesc cu mare încredere în ajutorul Domnului pentru că merg într-un teritoriu pe care din păcate, îl cunosc prea puțin, în afară de capitală sau câteva parohii unde am poposit ocazional, nu cunosc bine acest teritoriu, de aceea prima mea dorință este aceea de a lua contact cu toate parohiile și toate asociațiile care activează pe teritoriul arhidiecezei. Doar cunoscând oamenii și venind în legătură cu toți preoții, pot să profilez după aceea o activitate o strategie pastorală, mai bine zis, dar care este aceea de a ajuta pe oameni să primească Cuvântul lui Dumnezeu, să primească cele necesare pentru Suflet, pentru că, în fond, activitatea Bisericii este aceea de a-i face mai bun pe oameni și a-i pune pe drumul mântuirii. Toate celelalte activități sunt complementare sau sunt auxiliare în măsura în care noi putem să ajungem la tineri, copii, putem ajunge la bolnavi, la săraci, indiferent de apartenința lor confesională. Sunt un om deschis pentru dialog, pentru contacte, pentru a aborda diferitele probleme care interesează societatea noastră de astăzi și pentru a căuta împreună în afara bisericii, acele soluții care apoi pot fi colorate în culoarea Evangheliei. Dar cu siguranță doresc să avem legături și cu Biserica Ortodoxă pentru a dezvolta și continua Spiritul Ecumenic, să avem legături și la nivelul tuturor instituțiilor mai ales la București, că sunt atâtea instituții de cultură, dar și această legătură pe care Bucureștiul, de exemplu, o oferă pentru legăturile cu diplomații care sunt la București, pentru vizitele care se fac la București și care, în mod automat, vor aduce aceste vizite și la sediul Arhiepiscopiei Romano-Catolice. Vă mulțumim mult, înalt preasinția voastră, Aurel Percă. Vă dorim izbând, mare succes. Și fapte bune în alta slujire, pe care credincioșii romano-catolici din România o așteaptă de la dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu rămân mai departe un moldovean, deci voi privi totdeauna spre Moldova. Voi încerca să aud, ascult Radio Iași pentru a vedea cum se prezintă realitatea, nu că dacă plec de la Iași totul rămâne, eu știu, așa în umbră, dar voi urmări această situație profitând de faptul că Radio Iași se poate asculta și pe internet, chiar dacă undele nu vor ajunge întotdeauna în inima capitalei. Dar vă mulțumesc și doresc tuturor ascultătorilor să aibă mereu bucuria unor emisiuni frumoase din partea radioului, dar și în viață să aibă încredere că Domnul rânduiește toate spre binele lor.